Bună ziua, prieteni! Prieteni, pe cum vedeți, eu aprind focul, ne pregătim! Ne pregătim, mamă, dar e ora două și n-a venit domnul bucătar. Abia am pus oamenii să-mi scoată. Am găsit și eu om. A zis oamenii porcii și mă rugă la ei să le scoată. Ia afară și a zis oamenii porcii, da, bine, e plin la mâna, că nu mai scăpăm de aici. A, pădurii dezbracă de haine. Uitați, prieteni, l-a îmbrăcat bunicul sub Max pe Alex. Bine, i-a luat doar blugi și Adidas și că ăștia... Și tricou. Ăștia geaca și am mai luat eu ieri. Nu vei spune lui Leonardo. Păi luăm și lui blugi, dar el are costumul, el mai are haine. Dacă aveam arzătorul ăla care am zis el de la prin focul. E un milion, e un izvor. I-am zis că nu e ăștia ieri și... Ai zis că nu e voie să ieși. Închine-ți ușa la casă, ce ai acolo? Nu-l lasă-l acum până... Păi ieriți bunicul că ia și lui, dar să meargă și cu lui și cu David. A venit! Închine-ți ușa la casă, ușa! A, păi ce-am făcut? Ia-ți mor celălalt! S-a transformat. Nu e mă celălalt care am vorbit eu. S-a transformat. S-a transformat în altul. Așa s-a fost deghizat, cred că. De multe vream noi pe tine, cum ai venit? Ce s-a întâmplat de aici? Dar la altul unde e, domnule? Spiritul Paștelui l-a transformat. Ha? Florin, unde e? De cuțitară, îl chema și. Unde e Florin? De Florin, să mă ajute să dobor. Vine și el. Unde e? Dar nu mă, tamvale, îl sparge. Și vine? Mai are unul jumate. Unu cum jumate? Unul jumate? Un porc și jumătate ca l-o asta e, un porc și jumate. Ce mai vrei? Sunt 2-5 lei, bă, de-ai mari de aia și... Uite, nu mai s-a prinde asta. Lasă că l-a prinde. Hai să iau o chestie. Du-te în bucătărie, uite-te pe geam, nu acolo. Pe geam, pe geam, du-te pe geam. Vrei zahăr, lapte? Trebuie să mă duc să cumpăr zahăr. Bine, mă duc să cumpăr zahăr. Toată zahăr, m-am dorut mine. Dacă aveam foalele acum al lui Gianu, să suflu, să aprind focul. Trebuie să luăm o oală aia, să punem acolo. Uite, l-a prinde acum, vânt. Ce poate vânt? Trebuie să punem un panou. Ce fac dacă, uite, nu e bine pus ăsta aici. Nu e bine pus. Și ce a zis Florin? Vine și el, a? A, uite că s-o prinde. Dar prinde vântul. Gata. Să trăiți cu respect. Alex, du-te. Dezbrăcarea, hai. Pregătirea pentru porci. Păi nu-i murdărim. Nu e bine să-i murdărești. Ce? Nu e bine să-i murdărești. Păi nu-i murdăresc, că stau la distanță. Trebuie să mă obișnuiesc cu ei, nu? Păi mai pot... Să-ți continui și tu vlogul, mami, da? Nando, tu echipare pentru porc, să faci porcul, cum făcea Papo Leo, da? Opa! Să ții bucancii? Care? Echipamentul? Care e bucancii? Ăia-i negri. Alumii! Hai că ți-a dus, stai așa, să prind focul. Du-te și tu cu Albina la bunica pe cuierul acolo. Ce? Ăia-i negri. Care negri? Bucancii-i negri la bunica. De cauciuc? E frig. Nu, ăia-i de armată. Unde? La bunica acolo. Unde la bunica? Pe ăla de pantofi, la bunica acolo, în spate. Pe care de pantofi ăla? În spate, da. Și bagă geamantanul ăla în casă. Nu. E, nu fi puturos. Scapă porcii. Adu prelungitor. Pentru ce? Curent, electrocutat. Doamne ferește. Da, fiind oameni. Cauză, am sunat. Doamne ferește, nu mai zi așa. Da, da, contă, nu am sunat. Păi știi unde e ursule? E în sufragerie, la ăla. Ia-l și tu de acolo, te rog eu. Ești pe ea, de muncă, mami. Am pregătit forța echipajilor. Vino cu azi, ce facem acum? Ce urmează? Vă ajut pe echipament.
Ajută pe echipament, dar îți închizi aia în față, da? Mamă, trei vloguri, tu îți dai seama? Ce eveniment? Două dimineața așteaptă mă celălalt. Da. Păi nu știu, ui, că faci și tu parte din ăsta, clanul lui Florin. Nu te-am văzut acolo. Așa e, trebuia să te sun, nu? Am făcut coluțul, mă duc să-i tăi și să supăra și plecai. Nu mai tăia. O, ți se îmbracă copilul meu. Hai că și eu mă duc să mă schimb. Bobi, ia-ți geacă, mama, pe tine, că e frig. E frig. Mami, da, unde e Florin, vine acum. Unde? Măcelarul, spune, măcelarul. Vine acum, ia ceacă pe tine, că e frig, bate vântul. Doamne, ce-a făcut? Da, l-am mușcat ceva acolo. Și eu am aici, am și aici. Asta-s cu minți, da? Mame, da, am și pe picior. Unde e măcelelarul? Vine acum măcelelarul. Aici merge focul, prieteni. Am pus apă să fiarbă. Și vreau aici să fac ceva, să nu mai merg acolo departe să facem carne la grătar. Vreau să fac o improvizație. Ursu, mă ajut și pe mine puțin să vreau să fac o improvizație. Când facem grătar. Trebuia să te schimb, ursule, de haine ale alea. Să nu mai fac carne aici, departe. Fac acolo. Mamă, dar la cât de greu e ăsta. E greu. Alexuțu, ia vino, mamă, mâncate-ar mama de frumușel. Ce trebuie? Ia vino. Să iau pe ăsta, să facem acolo, să... Vreau acolo să facem carne la grătar, nu mai vreau să facem aici. Ia vino, mami. Stați-vă arată aici, cea 1, uite și ce scrie, de vânzare, văzut? Da, de vânzare și numărul lui Michi. Ce vândeți aici? Mi-a mai fasica. Ia ține, mami. Păi, făceam și eu memorie aici. Ține, da. Doamne. Uite ce vreau să fac aici, improvizare. Aici o facem grătar. Păi da. O sta ăsta? Da. Ha? Sau liberi? Așa mai mare, da? Mama, pun două. Pe lungă, da? Pun două, tăi? Nu, una, pe de o dă invers, să nu-l toată. Da. Să pun dacă mai e până la grătar. Ia uite-l! Crezi! Perfect! Că nu știu ce-mi fumez. Pe poziție, purcelul acolo. Copii... Oh! Ce faci, mă, de e mai bine așa. E mai bine așa. Nu-i așa? Ce faci? Și facem aici, aproape. Îți place porcul? Nu avem ce să-l mâncăm. Auzi! Nu! Dar dacă pun eu grătarul, Aline, dar dacă pun eu grătarul fără tavă, e prea departe. Nu, e prea departe, lasă tavă. Purcelușul e pe fază, stai. Oh, ce? Mă, ce faci? Ia mă filmezi așa. Ai postat clipul, mami? Ai postat clipul tău? Acum să văd. Că n-am unde să-l pun. Dar are laiba să fie. Nu mergi. Albina, nu, că dai cu el jos. Albina, nu pot eu să-l ridic. Păi da, n-am unde să-l pun aici. Unde-l pun? Să-l pun aici? Nu, lasă-l aici acum. Ia să-i poate cumpără soacră-mi-am pureț de sârmă.
celul vi-l arăt doar așa. Pac, atât. Aline, dacă te riști tu mai mult să-l arăți, e riscul tău. Cine să trăiască? Nando să trăiască! La mulți ani! Da, da, hai să vă spun ceva. Hai să vă spun, vă spun și eu ceva, Albi. Nu luați de afară mizeria pe picioare și o duceți pe covoare, că am făcut curățenie și am pus covoare curate. Eu mi-ar doar construit singur patul acesta pentru ursul, că el a fost violul. Dar sper că nu faceți albina, mizerie în casă. Albina l-a construit. Și nu mai intrați, mami, nu mai intra. Uite, tu ai luat pe picioare de aici, ce iei tu de aici, mizerie, de la pol și o duci pe covoare. Închide-l bine ușa, că intră fum. Închide ușa. Acum, să duc astea. Lasă-l aici să joace cu ele. Du-te, Leonardo, du-le pe amul. Închide, mami, ușa. Acum face șoricul. Hai să dăm analiză. Iarăși tu duci analiză și iarăși eu vin cu tine. Știi că de fiecare dată eu vin cu tine la analize? Da, la analize Albina merge cu mine. Dar nu cred că data asta nu mai merg eu la analiză. Că eu am treabă. Merge ursul. A, bureții! Da, da. Mamă, ai luat pureți de sârmă? Nu e, nu e niciuna. Nu, sunt la magazin, să ne cumpărăm. Sunt de alea fine. Du și de alea. Uitați pe Albina acum, ia Albina. Ce-am luat noi acolo? Bere pentru băieți, a? Da. Nu mai avea cartoane, doamna? Nu, și mi-a dat... Uite ce-a făcut Leonardo, ne-a închis la poartă. Leonardo, deschide! Hai să dă-mi mie cutia! Tu că poți să țin, că Nando! Unde ești? Hai să împingi și alaltă. Nu, că alaltă e închisă! Leonardo! Poata! Unde ești? Uite-te ești tu ca să stau și câtă treabă am. Unde e? Dar de ce a zis? Uite-l că vine. Ha? Hai, dar deschide! Uite-l pe Patriu. Pe bune, uite-l. Uite-l cum face rond, uite. L-ai văzut în rond? Uite-l acolo în rond. Hai, da. Hai, da, mă. Nu, avem treabă cu porcul.